odată ca niciodată un oraș. Cel mai frumos oraș, cu palate, fântâni care cântă, oameni care... I-ar spune povești. Cu cine o fi semănând? Lipsește cineva pe aici? Da, acolo cine stă? Dumneavoastră, meștere. Ce râzi? Ce râzi? Tu ce râzi? Vă dați seama cât durează un râs? Ce fel de râs? Ce fel de râs, ce fel de râs? Ha, 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 uite, ha, ha, uite, n-ai mai văzut pe nimeni făcând ha? Știți că durează un ha din ăsta? O secundă. Dar cine râde numai o secundă? Minimum 8 secunde. 8 înmulțit cu 20 câte sunteți voi, fac 100 și... Tatăl meu și maestrul lor. Azi ați râs de două... și în deget. Bunicul ei cânta din frunză, un unghi din solz de pește, tatăl ei la fir răstrău. Mama e prima din familie care cântă la mașina de scris. De fizică și în vacanță, tot liceu de fizică rămâne. Ei au meșterit o mașină fermecată care trebuie să cânte și care poartă numele inventatorului, Gloria. Merge. Nu merge. Sora mea, Gloria, iubește fizica și visează un făt frumos. Matei, în schimb, visează numai Gloria. Prietenul meu, instalatorul, visează și el o fântână din povești. Vrea să o facă să cânte. Și întotdeauna papa va cânta. Acesta sunt eu. Tata, care citește pe filozofi, i-a dat numele Aristotel. Restul îmi spune Telu. Thank you.
Spune odată, Aristotel, nu mă enerva. Dar într-o zi... O sole mio! Iar cântă fals, de doar observa cățelul. De ce latră tânărul? S-a speriat de bicicletă? Latră numai când cântați. Te pomenești că nu-i place muzica. Dimpotrivă, îi place. O telegramă! O telegramă care ne privește pe toți! Nu-i frumos ce faci? Când găsești un obiect, îl duci sau la miliție, sau la tovarăș învățătoare. Stop! Se dă orașul nostru la televiziune. Emisiune concurs! Stop! Orașele țării cântă! Stop! Orașul nostru va prezenta spectacolul... Și voi și eu și dumneata. Stop! Să cântăm pe două, pe patru, pe mie de ori. Vei cânta, va cânta, vom cânta. Și eu și tu, și voi și eu și dumneata. Tu să cântăm, să cântăm, oară, oară și la unison. Vei cânta, va cânta, vom cânta. Și eu și tu și voi și eu și dumneata. La, 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 vom cânta și premiul tâi vom lua. Câștiga. Mergem să filmăm. Da, da. Stop! Șofer! Șofer! Ești pregătit? La curs mergem toți să încercăm. Dar de aici televizăm. Mergem și noi să cântăm. Să cântăm, să cântăm, să cântăm, să cântăm.
Ștefănescule, Ștefănescule! Sigur, cafe nere, cafe nere! Dacă mai întârziați de 3 ori, vă dau afară, vă dau afară, afară, pe toți vă dau afară! Și lucrez numai cu magnetofonul, pe el pot conta! Orchestra Simfonică a Palatului Culturii. Pătrimile cu punct! Cu punct! Giocoso! Colegul meu, Radu, o să ajungă un mare dirijor, dacă nu-l mănâncă generația veche. Staccato tutti! Radu! Radu! Ți-am adus un pulover, e răcoare. Oboiul și contrabasul au intrat prea târziu. Nu lăsa de capul lor. Nici o grijă. Dacă se fac de râs la televiziune, răspunzi. Stau și la Ravel. Ravel e greu. Stai. Mergi ușor. Ața, te rog. Ce mai, frate? Pepsi-Cola? Dimineața nu beau. Ah, dimineața nu bei. Ei? Poftim. Știți? Tot orașul știe. A trebuit 2 cafele tari la Simfonie. Pentru oboi, fără zahăr. Fără zahăr. 2 cafele. Oboi pentru... și contrabas. Oboi fără zahăr. Se comandă. Ți-am spus eu că ăsta scută la ușă. Îl dau afară din palat. Portari mai găsim noi. N-avem soliști. Și fără soliști nu poți să te miști. Și riști. La revedere. La revedere. Nu știu ce s-ar face directorul palatului fără mine. Soliști, soliști, soliști. Cum de nu m-am gândit? Sora mea, numai să vrea. De lirism, timbru original. Lasă, pentru emisiune mă interesează. Excelent. Cine? Gloria, sora mea. Banda și numele fiului. Au și studenții problemele lor. Aristotel! Formație mică, ambiții mari. Te rog eu, dă-le bandă. Nu vezi ce neajutorat sunt? Bine, pentru tine. Da, șt. Hai mai repede cu mostrarea de culori, vă rog frumos mai repede. Așa, feriți proiectoarele, vă rog. Liniște de angajament, atenție. Nu călcă așa tare, nu mai tropăiți, ușor. Începem înregistrarea. Hai ocupătorii la camere. La cameră vă rog operatorii? Nu, este adevărat. I-au schimbat monograma? Nu, Raul, să nu faci asta! N-am ce să-ți fac, nu pot! Nu, Raul! Am sed! Nu! Sed! Hai! Sed! Nu! Hai! N-ai murit! N-ai murit! Aha, știu că nu ești mort! Raul! Am să te... Gata, am să te... Am să te... Nu! Întoarce-te! Nu se poate fi pătul ăsta încă o dată! Întoarce-te! Asta e caz!
Acum a fost? Foarte bine. Uh-huh. Salut. Să merge pe canalul 2. L-am văzut pe fratele dumneavoastră pe micul ecran. E unic, formidabil, mare actor. Ah, ta europeană. Da. M-am auzat copioasă. Ah. Are farmec, subtilitate. Sărac. Dacă n-a vrut să învețe, farmec și subtilitate. Dumneavoastră confundați. Disprețuiesc confuziile oriunde ar apărea. Așa, așa, așa. Vine imediat și la dumneavoastră. Așa, 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 săpunul ne-nviorăm, ne-nviorăm. Să vezi, să vezi, să vezi cu spray-uri și colonii. Să vezi cu spray-uri și colonii. Cum ne parfumăm, cum ne parfumăm. Apa spray-ul mă vor refrișa și parfumul mă va remonta. Dumneavoastră confundați realitatea cu imaginația. Eu? Da. Afirmația dumneavoastră nu are niciun nonsens. Da, da. E actor. Păcat de el, fiindcă era un băiat inteligent și cu perspective. Ar fi fost un profesor de excepție. Matei, Matei, fii te rog drăguț și dă-mi... Dăm condensatorul. Condensatorul. Mie? Dacă umbli cu capul în nori, calci în străchini. De ce râzi? Ce-i cu mutra asta de mormântare? Fii te rog, drăguț, dăm condensatorul și nu mai umbla cu capul în străchin, Matei. Mulțumesc. Dă-mi-l? De ce râzi? Când eram de vârsta voastră, nu-mi permiteam să fiu obraznic cu profesorii mei. Mai ales cu profesorul de fizică. Dăm condensatorul? Sufletul mi l-ați mâncat. Uf. L-a văzut pe fratele dumneavoastră la televizor. Da. El da talent. Hai, afară! Trap! Ia, uite ce e aici. Sârmulite colorate, cutiuțe, ce desordine. Păi, la domnișoara de franceză, bonjour mes enfants, au revoir mes enfants și gata. Avem de lucru. Trebuie să punem la punct aparatul. De 2 ani îl tot puneți la punct și... Ce minte. Mai bine vă cumpărați o radio de la magazin. E și mai frumos și mai ieftin. Păi nu. Nu, nu. Trebuie să punem la punct aparatul. Dacă n-aveți bani, țineți o ședință cu părinții. Nu știu de ce vă mai pierdeți timpul cu radio-ul ăsta. Acesta nu este un radio. E, dar ce? Este un excavator. Au, ce asta? Animale vin în școală! Ia uite ce repede alergă bestia! Ia să că-l scot acuși, ieși! E câine? Orașul nostru întâi transformă și mință. Orașul nostru pregătește un spectacol. Fără soliști nu poți să te miști. Trebuie să cânti. Aristotel, e cifrat? Nu, cred că e vorba de emisiunea de duminică. Mai rău. Cine e Aristotel? Păi, cel mai mare gânditor al antichității. Nu ți-am cerut părere. Dar nu-i părerea mea, lui Marx. Fratele meu. Cine? Aristotel, Telu. Ah, Telu. Da. De el am auzit. Te rog să lichidezi toate rămășițele astea. Bine. Ori ești Marie Curie, ori Marisol, ori Mary Plopkins, sau cum e fizicând. Julie Andrew. Te rog să nu mă înveți dumneata pe mine. Mă, Matei, mă, de unde le știi tu toate astea? Nu cumva te uiți la televizor. Eu nu, 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 numai în trecere, poate, din Ce greșeală, că greșelile astea se plătesc mai târziu. Ai văzut, frate meu, era un mare talent în fizică. Einstein, Niels Bohr, Planck. Eu nici nu mă puteam compara cu el și... Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a făcut?
Ce-a făcut? S-a lăsat sedus de gloria facilă și a ajuns un cabotin. Cabotin? Trebuie să înnăbușim în fașă. Ce? Orice. Orice ne abate de la știință, copii. Nu trebuie să ne lăsăm seduși de cântecul sirenelor, adică jumătate-jumătate. Trebuie să rămânem pe corabie ca... Vezi că știi? Cine nu știe asta este pierdut pentru știință. Igor. Cunoști principiul ubicuității? Nu. Nimeni nu poate fi în același timp în două locuri. Ori locul tău, Gloria, și locul lui, este aici, în cetatea științei, unde nimic din zgomotul efemer al vieții nu trebuie să ajungă până la tine. Cine cântă? Fierbere mare. Și ăștia vor să apară la televizor. Dacă nu prezentați caracatița aia la simpozion, cum mai justific eu cheltuielile din bugetul liceului? Vă rog să nu-i mai spuneți caracatiță. Altminteri, voi fi nevoit să ridic problema competenței dumneavoastră în prima ședință de consiliu. Dacă pe Vasiliu, care e de matematici, l-au numit director la liceu de artă plastică și pe mine, care sunt profesor de științe naturale, la liceu de fizică, ați afirmat că e invenție vocală, că va cânta singură. Eu, ca biolog, nu cred decât în cântecul natural al păsărilor. Știința modernă a depășit cunoștințele dumneavoastră despre păsărele. Mai cântă și alte animale. Dacă aparatul dumneavoastră e un animal care cântă, păi să cânte mâine, când e simpozionul, nu după ce veți primi dumneavoastră premiul Nobel. Aluzia la premiul Nobel e o ironie? Da. Atunci îmi permite și mie o aluzie. Da. Se spune că la Academie este un loc liber pentru un specialist în păsări cântătoare. Nu intrați? Nu intră nimeni. Pe curățenie eu sunt director și să știți că dacă nu vă potoliți, eu am să mă plâng în prima ședință sindicală. Tovarășa Minodora, sunt acțiuni superioare. Ce? Da. Trebuie să arătăm aparatul acesta unor specialiști. Este mândria noastră. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Aș putea vorbi un minut cu eleva dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți de la... Da, da. Ah, du-te, Gloria, du-te. Vă mulțumesc, mă iertați că v-am deranjat. Da? Gloria. De unde știți cum mă cheamă? Am citit în stele. Eu știu tot. Ah, da. Și atunci ce mai vreți? Să cânți. Telu? Mm-hmm. Îl omor. Trebuie să înțelegeți că răspunderea mea e prea mare aici. Eu nu pot să mă împar pe jumătate. Iubirea mea e prea mare. Nu sunt stare să-i știu comoara nici pe jumătate. Peste un ceas te aștept la palat. Ce vroia, tânără? Șșșt! La treabă. Ce dorea, tânără? A, o declarație de drag. Declarație de drag? De dragoste ne arde nouă când trebuie să... Știți că așa am spus și eu. Răspunderea mea e prea mare aici. Sunt treburi mai urgente ca iubirea. Nu... Da. Condensator. Ce? Cine vine după mine? Eu. Poftiți. Mulțumesc. Gloria. Da. Gloria. Gloria, știi? Știu. Știi? Și crezi că e posibil? Da. Gloria! Gloria! Mi-e teamă de profesor. Păi să-i spunem. El e convins că totul e perfect. Nu poate fi mai perfect. Tu știi ce-a făcut? Ce-a făcut? Păi ce-a făcut? Când a înlocuit conductorul masă, da? A făcut legătura invers. Ce asta-i plăcea, înțeles? Ce-a mai făcut ceva? Luc!
cântă, dar nici atentă nu mai e. Nici o veste nu vine singură. Am mai sosit o telegramă. Muzică ușoară, balet, cântăreți necunoscuți, vin și vedete de la București. Născute aici, crescute acolo. De unde știi? Păi tot orașul știe. Precis? Așa e regula. Nu face televiziunea spectacol numai cu forțe locale. Răspunderea mare. Ei, dar veni maestru. Afară, vă rog, vine televiziunea. Dar noi unde repetăm? Nu repetați, că nu intrați. Unde-i televiziune, nu-i altă viziune. Nu știam. Ați învățat prea multe poezii la școală. Protestez! Muzica simfonică nu ia parte, așa scrie la... Parte? La telegramă. Ai aflat cine vine la București? Habar n-am, dar dacă vreți, aflu eu. Lasă, nu mai afla. Ai grijă de-ai noștri, de oaspeți mă ocup eu. Să nu uitați florile. Afonii, barbarii, au exclus muzica simfonică. Am să protestez la momentul oportun. Strângeți, stop! Stime, stop, strângeți! Liniște, vă rog. Vreți să intrați în spectacol? Luați loc. De la numărul 3. Poftiți, vă rog. A promovat destul de rep. Vine, maestru! Joacă și în filme, în roluri principale. Celălalt cântă la opere, nu-l știi. E bariton. Bine ați venit în orașul natal. Trebuie să o convingem să se prezinte la teatru. Ce aveți cu mine, fraților? Sunt eu, mama răniților! Ce elegant e profesorul! Mama, ia-o tu înainte, vin imediat. Gloria trebuie să cânte. Dacă trebuie. Nu vrea. Trebuie să o convingeți. Dacă trebuie. Vă rog să-mi dați cuvântul de onoare. Păi dă-i, dacă ți-l cere. Pe cuvânt de onoare. Ce urmăresc? Asta nu știu. Cineva vrea să-ți spună bețe roate. Îmi place povestea asta cu Gloria. Te folosesc și de copii. Incredibil. Eu? El? Hai că ne cheamă. Uite contractul. Să nu mă. Să trăiți. Să trăiți? Păi cântăm una veche de plânge și sticlele. Ăsta s-a împătat din Pepsi. Jean, domnule, din gură. Intelectual. Tași, domnule, din gură, n-auzi că eu cunosc pe tovarășul. De tovarășul Stan am da. Nevoie. Noi cântăm în formație. Dacă doriți una nouă... Dragi, mă. Nu doresc. Vreau să vorbesc cu tovarășul Stan. Cum? Personal. Între patru ochi. Poftim, eu închid femei. Iar... Dă ochii mei ce are. Nu-s destui de frumoși? Termină, mă. Spune, stovarăș director, vă ascult. Noastră m-ați ajutat, m-ați trimis în străinătate, m-ați făcut om. Am și disc. Pentru noastră fac orice. Și eu. Termină, mă, termină. Păi n-a lui știe directorul palatului. Stai jos, Stan. Eu? Da. Să-mi sară cursurile de la vioară dacă nu-i cânt pe gratis. Eu la director nu iau bani. Stane, pentru televiziune, pregătește ceva special. Știi, nata, cu care ai fost la Paris, nu muzică de restaurant. Gata, pregătim, mergem și la Paris. Vezi, nata, nu-i nevoie, violoniști avem destui, mai buni. Mai bun ca mine? Păi cântă vreunul cu vioara la ceafă. Sau dintr-o strună ca Paganini. Sau ciugulit cum ciugulesc păsărelele. Eu de stelică nu mă despart. Nu-i stica frații,
Toți pentru unul și unul pentru toți. Foarte bine, unul pentru toți. Bun, merg eu. O să cânte el și pentru dumneata. Nu că n-are suflu dacă nu când fac altceva. Jonglerie, scamatorie, acrobație, alpinism, tenis de masă, fac orice. Lipsește cineva? Eu am impresia că am pus o întrebare. Da. Unde-i Telu? Nici acum n-am întrebat nimic, nimic n-am întrebat eu. Asta e oră de hoinăreală? Aud? Mi-e foame, mi-e foame. Dar masa-i gata? Da. În sfârșit un răspuns. Eu nu știu de unde timiditatea asta, că doar nu sunt un tiran. Ați citit ziarele de azi? Nici ziarele nu le citiți. Zgomotul provoacă tulburări gastrice și psihice. Ce părere? Bună! Bună, bună, bună! Bună, bună! Păi așa a spus și Napoleon la Waterloo. Bună și-a mâncat bătaie. Aș vrea să mănânc în liniște, mă deranjează, mă... Cu voi degeaba, tot nu înțelegeți nimic. Bună seara! Dați-mi farfuria să... Telu? Bună. Ascultă, Telu, un filozof e drept discutabil. Curcă-te, tată, pune acolo. Spunea că dimineața ideile merg în vârful picioarelor. Ai înțeles? Da, tată, dar acum e seară. Mănâncă acolo. Unde ai umblat până acum? Duminică se dă orașul nostru la televizor. Și ce-ți pasă să-ți citea? Făcut primarul orașului? Da? Nu ți se pare că e prea de vreme să te ocupi de treburile publice? Ce? Generația asta suferă de precocitate, ți-o spun eu. Ziceam că Gloria a trebuit să meargă la doctor. Enervat. Poftim, i-ai băgat în cap că suferă de precocitate și uite rezultatul. Aristotel. Ți-am spus de atâtea ori că nu trebuie să spui despre sora ta că e nervoasă. Dacă spun că e nebună, mă certați? Acum e și mai elegant. Păi, Aristotel, măi, degeaba porți un nume celebru. Am greșit când ți-am dat. Gândești cu picioarele. Mai bine spuneați Duci Pal. Gata, pace. Mă rog. Gloria, mă așteptă măcar la tine la mai multă eleganță. Ce eleganță, eleganță crezi că le lipsește lor? Cultura cu coană, plecați de aici, plecați de aici! Ia-ți laptele și pleacă în camera ta acolo. Draga mea, eu cu frații mei știi că ți-am avut. Mă aveam ca frații, nu? Știi că, deși uneori mai existau între noi și anumite... Bă, stinge lumina și culcă-te imediat! Obrăznicătura. Tata nu iubește muzică, nici balet, dar forțele binelui vor învinge. Platon? Hegel, Art, ce asta, dansul modern? Trebuie să mă duc la policlinică. Ia să mai vedem o dată ce am eu în geantă. Ia să vedem ce am în geantă. Ia să vedem ce am în geantă. Azică. Platon? Bun. Hegel? Bun. Aris. Baletul modern. Eu am dormit prea puțin. Nu te dau bilete la spectacol. În pauză. Mi-e frică să nu rămânem fără. Eu nu merg. Îl văd la televizor. Nu-i totul, dar...
Auzi tu, vin și artiști de la București. Pauză, pauză de masă. Mulțumesc. Intrăm în spectacol, meștere. Foarte. În ce intrați voi? În emisie. Ce emisiune? Orașele țării cântă. Ce, voi sunteți orașe? Într orașul nostru? Noi dansăm. Ce faceți? Deci și noi știm să dansăm, ce meștere. Ce... Ia ascultă, dacă vreți o părere autorizată, duceți-vă și voi la un teatru, la un film, în colectiv. Discutați. Citiți o carte. În colectiv? Ascultă-mă pe mine. Nimeni n-a devenit mai deștept dând din picioare. Ai înțeles? Dansul este o artă, meșter. Ce vorbești? Mâine, păi mâine să-mi spui că și fotbalul e artă. O să vedeți. Spuneți-i dumneavoastră, tovarășii director, poți să-ți exprimi sentimentele cu picioarele? Depinde. Depinde de ce? Depinde de picioare, depinde de... Nu depinde, pentru că baletul nu este o artă, să știți. Noi suntem o fabrică serioasă, avem realizări, avem și lipsuri, noi nu putem tolera să... Meștere Leonard, uite, vorbești de 10 minute și nu văd unde bați. Bat la cap. Bine, asta văd, dar nu înțeleg. Păi cum, ce? Nu v-am spus? Nu. Nu v-am spus? Aoleu, fetele din secția mea s-au apucat să facă balet. Cum? Balet. Păi ce ești, Moulin Rouge, Folie Berger, ce ești? Moulin Rouge, da, dar par să participe la o emisiune, o aiureală, am și uitat cum se cheamă, Orașul cântă. Orașul nu, cântă. Orașele țării cântă. Exact, orașele. Dar trebuie să participăm la emisia asta. Sigur că, iar dumneata e să le ajuți, personal. Eu? Da. Eu nu pot, tovarășul director, nu mă pricep, eu sunt afon complet. În armată nici nu distingeam stingerea de adunare. Când trebuia să mă sting, mă adunam și când trebuia să mă adun... Te stingeai. Gata. Da. Aștept o delegație străină. Sunteți foarte amabil, vă mulțumesc. Mă iertați că am să vă rețin peste program. Nu face nimic, sunt obișnuită. Inventar efectuat. Integral s-a constatat. S-a consemnat. S-a înregistrat ce s-a găsit și a fost prezent în ziua de, așa, curent. Cabinet, parter, un cuier de fier, de fier forjat și un covor vărgat, un birou de lemn, un dosar cu semn și un dulap, punct, și de la cap. La secretariat, un fișier crăpat. Etaj. We'll be right back.
la sala de sport, 7 foi de cort. Accidental, cupă de cristal. Sala de balet, masă de banchet, o lampă stil și s-a câs un kil. La magazioner, cană cu mâner, un ceas cucut și un birou de nuc. Trecem la bilanț și un mâner cu lanț. Și acum stopăm și semnăm. Director. Excelent! Veți participa la emisiune. Soțul meu se dea divorț. Vei câștiga divorțul. Dar nu vreau să divorțez. Și tu? Și eu am familie. Am și eu. În schimb, dumneavoastră aveți și talent. Vreți să-mi venea înainte alte întreprinderi din oraș? Unde-i mândria dumneavoastră? Leonard, dai lapte sau ceai? Da. Lacul lebedelor. Poftim? Ce-ai spus? Întrebam dacă dai lapte sau... Ce insiști? Mă chinuiesc deja, băi, nu mă pricep la... Leonard, eu nu doresc, dar știi, directorul a spus că este neapărat necesar. Eu am spus că nu se poate. Directorul ăsta este un tiran. Ce crezi că nu i-am spus că nu se poate? I-ai spus și tu? I-am spus-o de la obraz. Și? Și e tot de zor cu prestigiul fabricii. Dar tu de unde ai aflat? Nu știu, mă întrebam de unde știi tu. Da. Ia uite-o și pe asta, ia uite. Ia uite cum vine, ia uite. Parcă doarme, ia uite. Ia uite la ea. Fata asta se îmbolnăvească de atâta învățătură. Da. Trebuie să mai distreze și ea puțin. Lipsa de învățătură îmbolnăvește, să știi. Parcă zicea ceva de Bejar. De cine? Bejar. Ia mai lasă-mă, drag, cu filozofie, știi-te. Deci bei lapte. Da. Lacul lebedelor. Ce? Ce s-a întâmplat? Mi-a contribuit cineva și șifoner. Cred că Aristotel al Dumitale. Uite ce, noi raționaliștii nu suntem de acord cu dictonul mistic, crede și nu cerceta. Am cercetat. Noi spunem mai întâi cercetează și pe urmă... piruietează. Piruietează... Ce te uiți așa? Ce te uiți așa? Se cunoaște când l-ai citit pe Descartes. Pleacă de aici imediat! Pelu. Pelu. Da. Tu ai luat banda? Care bandă? Cum care bandă? Ție nu-ți rușine să minți? Telu, dragă, te rog să mă înțelegi. Nu poți să părăsești cetatea științei. Bravo, dar nu pleci de tot. Cum? Ești profesorul tău de acord. Mi-a dat cuvântul lui de onoare. Ție? Mm-hmm. Profesorul. O să zică, cuarta perfectă. Scrii pe fața de masă, Maximilian. Înseamnă raportul 3 pătrim și este inversul cuvintei perfecte. Am verificat totul până în cele mai mici amănunte. Totul pare normal, dar nu merge. Ți-am atras atenția de nenumărate ori că masa e tablă, numai în franceză. Il y a trois singes qui pleurent assis désolé. Sur le bord du Gange. Da? Marie Curie. Da. Bună seara. De ce vă deranjez? De ce? Ați discutat ceva cu fratele meu, Telu? Chiar vreau să-l cunosc. De ce nu mi-l prezinți? Iată, fată, muncește. Gloria! Mă bucur pentru tine. Dar de ce te bucuri? Uite, în familia noastră, cu excepția tatălui tău, care are cei drept multe calități, toți au avut talent. Tu însă vei fi prima care vei urca pe o scenă adevărată. Da? Dar de unde știi? Intuiția mea de mamă. Spune-i, te rog, intuiții tale mici și mincinoase și blonde să nu dea ochii cu mine, că nu știu ce se întâmplă. Care-i mincinoasă? Te rog, lasă care să știu unde. Să știi că Telu, fiul dumitale... Ce gălăgie asta? Nu pot să mă concentrez aici, de rog. Ce înseamnă asta, dragă? Nici. Ah, de. Leonard? Ce e, Leonard?
Eu m-am hotărât. Ce te hotărât? Orice spune tu, eu cânt. Cântă. Ce? Cânt. Cânți? Și tu ești în complot? I-am spus. Dă-mi voie, Gloria, să-ți ofer aceste... Pardon? O secundă. Pardon? Dă-mi voie, Gloria, să... O secundă. O prăsnică turcie. Tata, tu dacă... Gloria, dă-mi voie să-ți ofer această floare care reprezintă un simbol. Deci, Gloria... Ascultă-și, care reprezintă un simbol. Gloria, Gloria, dăm voie să... Bună seara. Bună seara. Dăm voie să-ți ofer acest... contact! Dăm voie să-ți ofer acest contact. Acest... A. 1, 2, 3 și... Telu, contact? Telu, Și... Lali, lalo, lali, lalo, lali, lali, lalo, lalo... Piruet. Este un... un... contact. Ce-i asta? Contact. Lasă, o secundă. Vreau să-ți ofer. Să... Auzi, tu n-ai impresia că sunt prea multe fire în casa asta? Toate firele duc la Telu. Na? Ce arăt eu ție la Telu? Telu. Contact. Telu. Dă-mi floarea ca să-ți... Dă-mi floarea ca să-ți ofer acest... Cum ea? Bună seara! Bună seara! Intrați în curent! Da, este, da. Mulțumesc, da. Poftiți înăuntru! Da. Nu, nu, nu este. Și cum e? Ai discutat-o cu profesorul? Mincinos mic și nerușina ce ești. Să-și fac așa ce ne minte. Și banda unde-i? L-a împrumutat-o băieților. M-a rugat o fată. Mă, Teluba, tu ai conștiință? Ce să am? N-am, dar mă fac eu mare și o să am. Am reținut latura simbolică. Da. Matei. Da. Matei, vreau să te rog ceva. Te rog să mă rog ceva. E bunica ta? Nu știu dacă... În sfârșit, da. Matei, ar trebui să furi. Nu, nu, asta nu, 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 nu pentru tine fur. Da, da, ce fur? Da. Bună este aici. Reveniți mâine. Adu-mi toate paharele.
aud ceva. Mă vor invidia cu toții. Hoții? Unde ho? Cine ho? Ci? Ăsta-i, l-am prins. S-a trezit încă. Sau se preface că doarme. De fapt, toți repetă. Eu, banda le-am dat-o, să se descurce. Calul troian se află în cetatea știință. Plouă presc, plouă, plouă și simt că nebunesc. Am vrut să fac ceva normal și plouă acum torențial. Când m-aș strădui, fântâna nu o pot opri. Ce-am spus de atâtea ori? Ce-am spus și nu m-ai ascultat? Nu te mai ține de prostii, ori una, ori alta. Acum hai să vezi. Dar nu pot să opresc. 40 de lei amendă. Ce i-au dat pe ăștia? Și pe mine. Las că te aranjez eu. S-a oprit. Dar ce s-a întâmplat? Cântatul în locurile publice interzis. Jene, dar eu fac niște orgi de apă. Orgiile se lasă cu amenzi și mai mari. Să rămânem pe cântat. Chiriac, ai ocazia să cânti. Du-te la palat. Hai, lasă, du-te. Pe mine mă scuzați? Am plecat? Ura, Jane, te-am pupat? Vă rog, nu călcați pe flori? La o parte, fraților! Stai. O să plătească 100. Iartă-ne, că de orașul nostru la televizor. Și ce are el cu televizorul? E bariton. Poți să cânti și mâna ta din fluier. Nai-nai? Am. Te-am întrebat dacă ai un nai, că fier știu că ai. Tai că tu știe că tu faci poezii? Nu era ceva, Neajan, te rog. Ce ne facem? Pram, 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 pram. Iar ea mea, trebuie să mi-a dat. Imposibil tinere o cântă... Del Monaco? Ăla de la București, cum naiba-l cheamă. E celebru, vine special. Ați întors la matcă, vreau să zic. Ați cântat opera. Cu trenul. Ce-i cu trenul? Cu trenul v-ați întors. Să mai comand o baterie? Da, dar rece. Gheață. Maestre? Da. Nu, până... Vezi, de aici mi se trage. Îmi place să-mi beau rețele. Așa mi-a distrus vocea. De 5 ani nu mai cânt. Cântă banda. Eu mimez. Playback. Cum? De 5 ani nu cântați? De 5 ani mă prefac. Maestre! Nu, nu, cât am de plată? Cu bateria aceasta? Nu, fără. Dumnealui, dacă se preface, să plătească. Poftim. Am descoperit un birou. Aveți vreo idee? Ce părere ai? Eu n-am nicio părere. O voce frumoasă? Dar... necultivată. Asta am vrut să spun. Dar cine o fi? Te rog să o depistez imediat, imediat. Trebuie să depistez o voce, ai vreo idee? Să alertăm miliția. Una, două, alertăm miliția. Eu caut un talent, domne, nu un delinvent. Eu când se fură ceva, când se caută ceva, alertez miliția. Alo, miliția! Alo, miliția! Alo, tovarășul, tovarășul de mers. Mă lași un pic. Tovarășul. Bună ziua. Vă salut. Să trăiți. Să trăiți.
Să trăiți? Să trăiți, tovarășe director, ce elegant sunteți și eu am cam întârziat. N-ați întârziat deloc. Da, da, datoria unui artist este să răspundă prompt și fără întârziere la chemările tovarășilor direct. Nu v-a chemat nimeni, n-am ce face cu dumneavoastră. Orice, junglerie, hipnotism, predec, țărituri spectaculoase de la trambulina în cap. Nu avem bazin, nu avem trambulină, nu avem cap, nu puteți face sărituri spectaculoase. Poftiți, dumneavoastră pe cine votați? Am venit la preselecție. Ați mai fost și ieri, preselecția s-a încheiat. Dați-mi voie, dați-mi voie. Vrem să participăm, dați-mi voie. N-aveți dreptul să înnăbușiți tinerile talente în curs de afirmare. Toași de un minut doar, am găsit dresură de lei. De lei? Sunt afară, i-aduc. De lei? Unde plecați? Mie la o singură întrebare vă rog să-mi răspundeți. Cine a exclus muzica simfonică? Ajunge, nota 11. Mersi, asta înseamnă că am talent? Nu, 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 la mine nota cea mai mare e 100. Dacă n-ai pile... Pot să cânt? Pe mine mă întrebi? Cântă! Nu mă mai despar de tine. N-am înțeles. Nu mă mai despar de tine. Cha-cha-cha. E foarte greu. Să intre următoarele 15. Ce dragă vă e bunca. Dumneavoastră credeți că încăpeți pe micul ecran? Vă rog să vă uitați cum arătam acum 12 ani. Da. Asta sunteți nevastă? Mhm. Întoarceți-vă puțin. Da. Poza se reține. Iar dumneavoastră v-aș ruga dacă puteți ca până diseară să mai slăbiți vreo 40-50 de kilograme, așa. Ce pretenție! Următoarele! Cântați! Cântați dumneavoastră! Adică cum să cânt eu? Ce s-a întâmplat aici? Nu s-a întâmplat nimic, tovarășu. Colo... Capitacolo... Ați chemat miliția! Eu? Păi dacă s-a întâmplat ceva, nu vă chemam eu? Dar așa, priviți! Liniște, organizare, totul e perfect în ordine. Azi că n-aveți nimic de reclamat. Niente, vorba romanilor. Dar aș vrea să vă întreb eu ceva. Pe ăștia de n-au talent, nu e arestați? A dispărut banda. Aoleu. Unde a dispărut, tovarăși? Cum a dispărut, mă? Eu spuneam un monolog, iar dumneavoastră vreți să mă atrageți într-un dialog. Bun, perfect, natural. Eu zic să trecem 14. Vreau să vă bat în joc? Vai, să mă trăznească dacă îmi bat joc. Dar notele mele merge până la 100. Că-s mai bun la suflet. O zic că a dispărut banda. Ia spune, băieța, și unde ai dispărut? Spune, băiețel, unde? Nu știu. Nu știi, ele micuțe. Ha! Cine e în bandă? Cine, păpuse? Da, rămâne numai între noi? Absolut, numai între noi. Ar vrea să rămânem singuri. Vă rog să ne lăsați singuri. Ne rog. Ah! M-am lovit un pic. Să trăiți. Ce faci, domne, doră și jumătate de aștept? Să poate? Căută-mă ta pe altul. Eu m-am reprofilat. Măi, Jeanne, tu ai nebunii, vei să dea aștept afară, să poate? Să mă dea. Mi-am găsit un alt rost în viață. Unde? La televiziune. Unde? Televiziune. Și ce faci tu acolo? Cânti cu vioara la ceafă? Președinte de juriu. Mamă, ce-a nebunit ăsta! Mă, Jeanne, mă, jeniculicule, mă, băiete, mă! Ia spune, cine-i? Sora mea. Și ce face ea în bandă? Cântă. Și ceilalți? Care ceilalți? Ceilalți din bandă. Numai decât John Lennon. Opa, englez. Dar pe alte piste. Pe alte piste? Și ce face el pe pista aceea? Dolari. Lire, știu eu. Și ce fel de bandă e asta? BASF. De azi dimineață mă chinui să depistez o voce. Banda asta... Altă bandă? Asta-i, asta-i banda mea. Am găsit-o. Stai, 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 stai. BASF? Aici e sora ta și cel cu dolari? Sora ta? Am depistat-o. Păi... Nici o grijă, o trec în inventar. Fir. Ce v-am spus eu, copii? Totul e în regulă, totul e în regulă. Merge, Gloria! Vă felicitări, tovarășe profesor! Asta mi-e adevărat. Bună ziua! Bună ziua! Da, ce fel de radio, pardon de expresie,
Măi, și ăsta, că i-am dat drumul și văd că nu se mai oprește. Cum? Deci, așa de amabilă să ne spuneți, cum ați procedat? Ar fi deosebit de prețios pentru noi, să știți. Da, sigur, sigur. Au, vezi că îmi rupeți deget. Am clanșat din butoane până ce mi-am dat seama că realmente funcționează. Dar care butoane? Cum care butoane? De toate. Și în ce ordine? Ha? N-aș putea să spun că am avut o ordine preferențială. Am învârtit așa la întâmplare, dar să știți, am impresia că am prins un post care se repetă. Ce faci? Ce faci? De nimic nu ești în stare, ar sunt de groază. O caut pe Gloria. Foarte bine, căutați cine vă oprește. Am ceva de discutat cu ea. Da? Nu vă sătura de atâtea discuții. Discuții, discuții, discuții și uite-o. Ce-i cu ținuta asta? Capul sus, privirea dreaptă, pieptul înainte, coatele lipite. Așa, așa. Scoateți ochelarii. Cum o să cânți așa la spectacol? Cum să cânt? Eu n-am voie să părăsesc cetatea științei. Nu există cetate fără artă. A încercat unul, dar a murit. Acum e clar. Dacă a zis profesorul de fizică să cânte, o să cânte. Să am și eu un profesor ca el. Pasul a păsat? Scoate ochelarii? Foarte degajat! Dacă te căsătorești cu ea, aș vrea să fie fericită. În ce scop?
Iubirea nu are decât o alternativă, căsătorie sau moarte. Două. Dar nu iubesc. Nu iubești? Mm. Oh, și ea te iubește, sărmana făptură. Da? De? A fugit. S-a dus. De ce? De mine, de bucurie. Matei, Gloria! Merge. E minunat. Unde sunteți? De ce ați plecat? De ce ați plecat? Merge, e minunat. De ce ați plecat? Gloria. Eu sunt Aristotel. Știu, unde este Gloria? Habar n-am. Ce asta? Dragătel, spune-i tate că eu îmi urmez destinul. Nu pot altfel. Destinul? Care destin? Nu știu. Roagă-l să mă ierte. De ce să ierte? Nu știu. Acum are de când să-și pună capăt zilelor. Care capăt? Să se omoare. Păi de ce? Nu știu. Fii serios. Nu face ea nimic fără să întrebe pe mama sau pe tata. Nu. E fată cu minte. Cu minte, cu minte. Ce știi tu? Să rămână? Bună ziua! Gloria, nevoastră dumneavoastră? Ba da. Răvășită? Oarecum. Oarecum? Oare... Duceți-o la registratură. Da, da, da. Te-am învățat pe tine figurile astea așa, mă. Te-am învățat eu așa ceva. Uite la mine, mai grațios așa, uite așa. Uite aici, uite aici. Bună ziua! Bună, dragă! Uite, o e Gloria n-a fost aici? N-a fost nimeni pe aici. O e așa frumos. N-a fost cumva răvășită? Răvășită, tot ce trebuie. Tot ce trebuie? E jale. E jale. E jale, dragă. Jale, jale. Uite, o e așa frumos. Hop! Thank you.
Monitorul nu funcționează, atenție, regia, stai pe loc, atenție, liniște acum, ușor, atenție. Gata, începe spectacolul. Puiule, vino până la mine. Totul e pregătit, ați aprins camerele. Numărul 1. Gloria, ce-i cu ținuta asta? Capul sus, privirea dreaptă, pieptul înainte, coatele lipite. Ți-ai scos ochelarii? Nu cumva te pregătești să cânți? Glumiți! Niciun om n-are dreptul să se joace cu soarta altui om. Bine, Gloria, dragă, dar tu nu mai ești om. Tu ești om de știință și asta e cu totul altceva. Bine, n-o să cânt. Sunteți fericit? Iată, uită cine a venit. Se zice că lumea râde de tine. Ea de mine, eu de ea. Eleva ta? Cea mai bună. Are perspective să ajungă o mare matematiciană și ea vrea să cânte. Bună ziua! Are talent să cânte. Are. Vă jur eu că are. Nu, Aristotel, care nu văzuse o stropel. Rumuz! Bravo, e clar. Lasă zic că ăsta e telul. E clar. Deștept, foc. Hai să te tratez cu o cafea, ha? La revedere, Aristotel. Bună ziua. De ce și doi? Cred că am încurcat firele. Trebuie să o caut pe Gloria. Nu mai avem înghețată. Ia, trebuiește. V-am spus eu. Trebuie neapărat să te împărătinesc. Cu mine o să fiți și mai mulți. Mulțumesc. Invitațiile, vă rog, să trăiți. Nu vă supărați, unde este simpozionul de fizică? Luați-vă după tovarășul profesor. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara. Unde e Gloria? Omul sau opera? Escavatorul. Unde e profesorul? Uite-l profesorul. Vă salut, maestre. Poftiți, vă rog. Ce plăcere. Ce facem cu asta? O lăsăm aici? Da, ce este? Gloria. Gloria? Unde e Gloria? Nu știu. Trebuie aduși de urgență și Gloria și computerul. Da. Altminter ne facem de râs. Sigur. Te rog. Fără soliști. Nu poți să te miști. Nu există. Aduceți-o. Hai, puiile, bagă-l pe Mariton! Dați drumul la bandă!
Pui să îndoi magnetofonul. Ce-ți magnetofon? Magnetofon. Ce faci, domne? Ce-i cu tine? Eram tânăr, vesel și ferice. Și eu te iubeam, și eu te iubeam. Credeam că vom fi veșnic împreună. Și eu te urmam, și eu te urmam. Dar tu, iubirea mea, n-ai înțeles-o. Și tu ai plecat, și tu ai plecat. Eu nu n-am plâns de fel de supărare. Ne-am așteptat și ne-am așteptat. Vino, vino, nu întârzia. Vino, vino, tu iubita mea. Iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea. Haide, vino, iute, vino și nu întârzia. Vino, vino, nu întârzia. Vino, vino, tu iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea. Hai de vino, iute vino și nu întârzia. Unde-i computerul? Unde l-am dus? Cum nu l-am dus? L-am dus unde trebuie. Unde? Unde a simtat nas la scenă acolo? Bagă-l pe maestru! Bagă-l pe maestru! Alo! Ce faceți? Alo! Sunteți de buni? Afară! Mulțumesc! Afară! Plecați de acolo! Dacă-l stai. Ceva. Nu mă nenorociți. Cer iertare.
fost adus aici ceva despre care nu știu nimic. Ceva care nu are nicio legătură cu mine. Aștept să fie scos acest... acest... Habar n-am ce e, ca să poată începe. Puiile te-a iar, puiile s-a terminat cu mine, dar nici tu nu stai pătrat la tine. Mașina asta... seamănă cu ceva, nu, nu, jur că nu pricep. Mașină de spălat nu e. Aparat de radio nu e. Televizor nu e. Mașină de călcat nu e. Atunci? Dacă în loc să te faci actor, studiai fizica, ai fi știut ce e. Atunci spune tu, Planck. Aceasta este o mașină electronică. Un computer? Doar le-am spus de un soi. Haideți odată, că au ajuns la computer. Acest computer este programat să compună muzică. Iată, noi îi vom da drumul și veți asculta și dumneavoastră. Înțelege, întâi fizica și pe urmă muzica. Mă rog. Da. Am... Nu merge. Îmi permiteți? Ce iertare, mergea. Eu, chiar eu l-am verificat. Poftiți? Puiule, puiule, de ce nu mi-ai spus că așa e numărul? Iar s-a defectat. Oprește. Te rog, oprește. Fii serios. Asta nu-i meseria mea. Sunt amator, Planck. Planck. Gloria. Gloria, te rog, du-te și oprește-l. Oprește-l că o să ne facem de râs. Te rog, du-te repede și oprește-l, că ne facem de râs. Asta ce mai e? Asta cine mai e, puiule? Asta cine mai e? Gloria. Hai, hai, numărul final. Final. Prea lungă pauza, prea lungă pauza. Gloria, Gloria. Cântă. Hai, hai, intră, Gloria. Nu pot să cânt. Stai, nu cânta, o să distrugi tot. Puiule, tocmai la urmă mi-ai făcut-o. Puiule, puiule.
Aristotel! Știu. Mă duc la culcare și știu nimic. Temperament impulsiv. La Carlsbad mergem, la Călăraș, la Paris, unde vrei te duc. Atitudine disprețuitoare. Dacă o-i muri eu primul, vă mănâncă toți din toate părțile. Tot tănase săracul. Parvenit și lipsit de scrupule. Dumneavoastră aveți relații, eu am bani. Ai bani, ești boier. N-ai bani, poți să fii coborât cu hârzobul din cer. Tot degeaba. Așa își face drum ușor prin viața grea. Tănase Scatiu, alegător la colegiul întâi. Mare proprietar, mâine păi mine deputat. Crezi păi mine ministru. Tănase Scatiu. Sâmbăta viitoare, prinde un film românesc de succes. Procinema te prinde.